Teme deschise cu Marina Dumitrescu. Nu știu dacă pe domnul Neagu Giuvara îl încântă tevatura mediatică în jurul aniversării celor 100 de ani de viață împliniți pe 18 august. Înclin să cred că nu prea. Înțeleptul care s-a copt în creuzetul unei spectaculoase vieți îl face probabil să privească ironic spre cei care îi celebrează vocal longevitatea biologică și creatoare. Tentația de a-i aduce un omagiu vine însă probabil tocmai din sentimentul că senectutea domnului Giuvara, ca și a altor câtorva din aceeași paradigmă existențială, oferă un model util celor resemnați, obosiți, leneviți. Nu am rezistat așadar nici eu impulsului de a-l omagia pe fermecătorul Neagu Giuvara, propunându-vă în emisiunea de astăzi o înregistrare din 2007, a cărei prospețime aș spune că uimește. Purtam convorbirea în apartamentul pe care îl locuia atunci, dacă nu mă înșel, situat pe strada Toamnei din Bucureștiul Vechi. Când am ajuns, amabila gazdă era la patru ace, ca întotdeauna, și asculta jazz. Ca să nu scap ocazia, am început cu începutul, întoarcerea în România după 45 de ani. A existat un șoc? Șocul a fost destul de puternic. Mai întâi, vă dați seama, mai întâi și omul, după 45 de ani, ești altul decât când ai plecat. Am plecat la 28 de ani, mă întorc la 70, nu? Și ceva. E o mare deosebire. În al doilea rând, țara se preschimbase în mod absolut violent. Dacă centrul Bucureștilor nu era schimbat, tot restul, noile clădiri din jurul Bucureștilor, toate căile astea noi, cu clădiri una lângă alta, care păreau să aibă 100 de ani când n-aveau decât 20. Cred că și lumea, societatea, oamenii de pe stradă, nu? Mai cu seamă, asta m-a frapat, că nu recunoșteam nația. Omul de pe stradă era altul. Când vezi fotografiile cu masa lumii care se plimbă prin București în anii 30, ai impresia unei țări, mă rog, îmbelșugate. Nu toată lumea este bine îmbrăcată, cu pălărie, cu cravată, umple străzile, trotuarele, mașini. Deci București era un oraș extrem de viu în momentul acela. Mă întorc și găsesc un oraș, din potrivă, relativ gol în centru, puțină lume ieșea pe stradă, lumea îmbrăcată altfel, adică cenușiu și trist, gen Mao Zedong, iar țăranii care spuseseră pe vremea mea încă îmbrăcați în alt, deci dădeau o impresie de prospețime sau, cum să spun, de autenticitate, practic. Da, de autenticitate. Și dintr-o dată găsesc cu totul altă figură. Până și fețele nu erau aceleași. Adică țărănimea adusă în București ca să fie muncitor sau mic funcționar sau una alta, își schimbase mentalul. Era altceva. După părerea mea, a fost într-adevăr un fel de preschimbare psihologică. Nu știu, vă spun drept că am fost absolut întristat, îngrozit de transformarea pe care o vedeam în fizionomia compatrioților mei. Și în aceste condiții, domnule Giuvara, v-ați decis repede sau v-a luat un timp de gândire să vă restabiliți în România? Bineînțeles că mi-a luat un timp de gândire. Prima dată am venit cu niște ajutoare, cu patru mașini, dintre care un camion, cu computere, mașini de scris, fel de lucruri pentru sediile partidelor istorice care de-abia se înființaseră și pentru universități. Bineînțeles că toate astea au zburat pe geamuri după câteva luni cu mineriada din 13-15 iunie 90. E fantastică povestea. Vă spun, când dacă o spui unui străin, se crucește. Deci prima dată am venit și am stat numai o lună și jumătate. După o lună iar am venit, tot așa, pentru o lună jumătate, și sistemul ăsta de avion, bilete dus întors care să nu fie prea scumpe. Și deci la a doua mea ședere am trăit mineriada. Și am plecat odată cu terminarea mineriadei. 15 iunie, asta era biletul meu de întors la Paris. Și vă spun drept că după mineriada a doua, într-adevăr, că mi-am pus întrebarea, măi, ce cauți, Neagule, aici? Nu, mineriada, eu găsesc că este absolut fantastic, ca să fi trecut acum 16 ani.
și să nu fi fost judecată. Auzi, s-a judecat numai a doua, fiindcă era cea care l-a răsturnat pe Petre Roman, dar prima nu, unde Petre Roman era prim-ministru și n-a zis nimic. E o chestie care a fost pregătită de șeful statului, de Iliescu. Nu, e absolut scandalos. Și a fost băgat în închisoare cine? Mâna, Miron Cosma, dar creierul care a montat chestia asta și oamenii ăștia, ai fostei securități care sunt în spatele lui Iliescu și bănesc că mai sunt și acum, ăștia nu au fost încă atinși de justiție. Să sperăm. De dragul adevărului istoric, domnule Giuvara, credem în adevărul istoric sau el este de fapt un fel de iluzie? În general, orice guvern, orice partid, orice dinastie care vine la putere încearcă să cocoloșească puțin lucruri și să scrie istoria cum îi convine, dar chiar în halul cum se scrie acum și cum a încercat echipa lui Ion Iliescu, după părerea mea, într-adevăr, că să scrie istorie specifică, au spus că noi am stabilit care a fost adevărul. Dar adevărul nu s-a lămurit încă. Spun drept, îmi pun nădejdea în discursul pe care acum o săptămână l-a ținut președintele Băsescu. Adică era ca un fel de îndemn al șefului statului ca să nu fie nicio opreliște să înceapă acel proces, indiferent de persoanele care a spus-o de mai multe ori. Nu numai pentru adevărul istoric, cum spuneți dumneavoastră, care într-adevăr ar fi ceva așa, idealist. Eu nu mă gândesc numai la idealism, eu mă gândesc la practică, adică nu se poate însănătoși poporul ăsta român atâta vreme cât nu-i se spune tot adevărul. E foarte important să știi pe ce lume trăiești și cine te conduce și cine te-a condus. Nu poți să trăiești în minciună. Minciuna e ceva absolut distrugător, totdeauna în istorie. Toate guvernele care au și asta, au fost multe în istorie care s-au bazat pe o noțiune falsă, se prăbușesc în cele noi. Nu se poate, nu poate să țină. E ceva, Dumnezeu hotărăște lucrurile cum trebuie. Se prăbușesc, dar în prăbușirea lor murdăresc și împroașcă tot restul lumii din prejur. Asta e mai prost. Asta nu avem ce-i face. Domnule Giuvara, îmi pare rău că vă întrerup în aceste aprecieri, să încheiem însă această mică paranteză biografică. Când deci v-ați decis să rămâneți totuși în România, să vă întoarceți practic? Chiar în toamna lui 90 și pe urmă am început să fac conferințe la universități în provincie, culmea este că n-am început la București, m-am invitat mai întâi cei de la Iași, cei de la Cluj și pe urmă s-au trezit și bucureștenii că m-au invitat să fac chiar un curs ca profesor asociat la universitate. Profesor asociat este o formulă pentru străinii care sunt invitați. Deci eu la momentul ăla eram încă un fel de străin care este invitat la Universitatea din București. Atunci am stat 6 ani și jumătate ca profesor la Facultatea de Istorie și pe urmă și la Facultatea de Științe Politice. Așa că am avut vreo 500 de studenți în acești ani și un contact extrem de fericit cu tineretul. Și de surprinzător pentru mine, fiindcă îmi ziceam, cum se poate ca să găsesc atâția copii, nu numai inteligenți, dar relativ curioși de a cunoaște ceea ce nu li se spusese înainte, știți? Și care din punct de vedere al originii sociale, imensa lor majoritate erau, e clar că erau de la prima generație din țărănime. Și cum judec asta după nume? Știți un lucru aproape amuzant? Am făcut o socoteală, am avut 500 de studenți. Și eu țineam minte că în tinerețea mea, la școala primară, la gimnaziu, la serviciu militar, generația mea, adică toți colegii mei de generație, cel puțin jumătate din ei aveau nume în Escu. Erau Ionescu, Popescu, Dumitrescu, Petrescu, fiindcă asta a fost sistemul de creare a burgheziei române în veacul al XIX-lea. După cum și în Scandinavia aveți pe cei care sunt cu son, nu? Gustafsson, Svensson și așa mai departe, în Suedia, cu zecile de mii, cu sute de mii, același fenomen a avut loc și în România. S-a inventat un mijloc de a crea patronime, fiindcă înainte vreme spunea Iona Lucutare sau a Ilioaiei sau a lui... Deci, încă o dată, fără ca să pot să fac o statistică cu cifre pentru generația mea, adică anii înainte de 1940,
Vă repet, am impresia că cel puțin în vechiul regat, cam jumătate din colegii mei erau nume în ESCU. Ori dintre cei 500 de studenți pe care am avut, am găsit 8% ESCU. Toți ceilalți aveau nume tipic țărănești. Adică Ion Gheorghe, Gheorghe Ion. Tineretul acesta pe care l-ați avut ca interlocutor s-a arătat interesat de fapt de ce? De un alt mod de a vorbi despre istoria României în speță, nu? Ca să vă dau un exemplu care este foarte grăitor și aproape stupefiant. Când am vorbit cu doamna Zoe Petre, care era decanul Facultății de Istorie, când m-a angajat dinainte, cu câteva luni dinainte, ca să fac al doilea semestru din anul 91 un curs de istorie, mă înțelesesem cu dânsa, fiindcă pregăteam pe vremea aceea un fel de istorie a cum s-au născut națiunile din Balcani. Că începuse de câțiva ani războiul în Iugoslavia, mi-am spus că tinerii studenți în istorie o să fie interesat să vină să le se explice, domnule, care este deosebirea între sârbi și croați, cine sunt macedoneni, cine sunt albanezi, cine sunt bosniaci, toate chestiile astea, a pus chiar Grecia modernă, un alta, și atunci am zis că etnogeneza națiunilor din Balcani. Mă întorc cu programul meu după ce am muncit repede iarăși să pregătesc fișele mele și trebuia să încep la începutul lui februarie. Din fericire m-am întors la începutul lui ianuarie, deci cu o lună mai devreme. Și m-am dus imediat să o văd pe doamna Zoe Petre, doamna, uite, sunt gata ca să... Și o văd că face așa o figură lungă și spune, ah, domnul Giuvara, să știți un lucru, când am spus studenților că veniți dumneavoastră să faceți un curs și că veți face un curs despre etnogeneza națională, vai, dar ne-am săturat cu etnogeneza, să ne fac un curs despre boierimea română. Asta era absolut fantastic și a trebuit să improvizez, puteam să improvizez, fiindcă scrisesem un lung articol cu câțiva ani înainte într-o mare revistă germană despre Marea Boierime, adică aici am lansat altfel un lucru care nu s-a studiat nici în România. Adică ce pretind eu este că a existat la noi ceva echivalent cu magnații din Ungaria și din Polonia. Că Marea Boierime a fost o clasă printre boieri, că boierimea mică era ceva răspândită în toată țara, cu sutele și miile, dar cele circa 50-60 de familii de mari boieri în Muntenia și 30-40 în Moldova au monopolizat puterea timp de 600 de ani. Și asta o dovedeam cu nume, cu cazuri. Și asta nu s-a spus în nicio carte de istoria noastră. Puterea politică și economică a fost monopolizată la noi de un foarte mic grup de mari boieri. Și deci eram, ca să spun, în temă, cum ziceți dumneavoastră astăzi aici, plus că scrisesem cartea asta, care acum a fost tradus pe românește, dar era pe franțuzește atunci, adică Țara Română între Orient și Occident, unde încercam să arăt cum s-a petrecut occidentalizarea României în prima jumătate a veacului al XIX. Deci în aceste două lucrări ale mele eram pregătit să fac un curs despre boierimea română. Reacția? Reacția a fost că prima dată trebuia să vină numai un an, anul 3 mi se pare. Și deci mi se afectase o mică sală. Când au venit studenții, nu încăpeam în sala aceea. Ne-am dus într-una mai mare. Și după o săptămână trebuie să mergem la Amfiteatru Iorga, unde au venit de la toți ani și a fost întotdeauna plin. Domnule Giuvara, eu cred că explicația pentru această audiență pe care o aveți constant, de fapt, de câți ani v-ați întors în România, cât sunt exact, se datorează faptului că dumneavoastră aduceți un suflu nou și o privire pe care noi nu o cunoaștem practic asupra proprii noastre istorii și asupra felului de a vorbi despre istorie. În primul rând, aduceți o
privire doctă și cultivată asupra istoriei noastre, cuprinzând deci toate aspectele ei, și aduceți un tip de discurs care este cu totul și cu totul nou pentru noi. Aș vrea să insistăm puțin asupra acestui lucru și să vă întreb în ce măsură credeți că discursul dumneavoastră despre istoria românilor în special contează în această receptare extraordinară pe care o aveți. Pot să vă spun câteva autoexplicații pe care mi le dau. Mai întâi de toate, folosesc un limbaj de toate zilele. Nu limbajul prea savant. Niciodată nu folosesc cuvinte foarte sofisticate, foarte ciudat cum le place în general tinerilor istorici să folosească niște cuvinte scoase acum din lucrările franțuzești, nemțești, englezești, americane. Eu încerc să vorbesc auditorilor mei limba de fiecare zi. Asta e una la mână. În al doilea rând, ca fond, sunt împotriva oricărei camuflări a adevărului din trecut. Trebuie să spui totul, chiar dacă ți se pare la prima vedere că nu este favorabil imaginei poporului tău, dar nu e adevărat. Orice ocultare, camuflare a trecutului sau chiar minciună pe care o afirmi, se întoarce împotriva ta. Mai întâi, eu cred că felul cum am scris istoria, nu numai cea din vremea comunistă, care este absolut ridicolă și să nici nu mai vorbim de ea, dar chiar înainte, chiar istoria, să spunem, a lui Iorga și a scriitorilor noștri dinainte, fiindcă au încercat să înfrumuseze trecutul, au trecut au ocolit multe, cum să spun, lucruri care lor li se părea că nu sunt favorabile imaginei, dar nu tu știi ce este favorabil și ce este nefavorabil. Ce este favorabil este adevărul, numai adevărul. Și de aceea cred că istoriografia noastră nu este receptată cum trebuie în Occident. Și văd mereu că se fac niște eforturi, inventă domnul Becali să dea sute de mii de euro pe lună unor șmecheri de istorie care o să ne facă nu știu ce istorie. Nu asta contează, nu masa de propagandă pe care o faci. Să scrii istoria cât mai adevărată, cât, adică adevărul adevărat, numai Dumnezeu îl știe, dar ce crezi tu autentic că a fost. Și atunci lucrurile astea sunt receptate și de străini. Ați răspuns perfect, domnule Giuvara, întrebării mele și practic ați enunțat o profesiune de credință pe două planuri. Deopotrivă, pe planul conținutului, felului cum e de abordat istoria, domeniul istoriei unui popor, unei regiuni sau chiar mai larg, și modului în care trebuie spusă toată povestea respectivei istorii. Sunt două planuri extraordinar de importante. Aș vrea puțin să insistăm. Eu fac parte dintr-o generație care a avut nefericirea să învețe istorie în școala comunistă. Adică din manualele de istorie pe care le-am crezut întotdeauna imuabile. Nu aveam ideea că poate exista alt manual de istorie decât acelea rigide, seci, neinteresante care ni se puneau la dispoziție și care m-au făcut pe mine personal și pe alții ca mine să ne îndepărtăm de istoria propriei noastre țări, să o luăm ca un fel de pilulă care trebuie obligatoriu înghițită și deci să o privim așa cu o anumită tensiune. V-aș întreba în acest sens, pe scurt, care sunt principalele vicii în ceea ce privește comunicarea, transmiterea istoriei naționale în perioada comunistă? Bine, mai întâi ar fi de semnalat o teorie de istorie care este bazată pe marxism, și anume că materia produce oarecum spiritul, care a avut niște consecințe foarte grave, după părerea mea, în învățarea istoriei la copii. În loc să înveți pe copii anumite lucruri, scheletul istoriei, adică să le spui niște date și niște evenimente foarte răsunătoare, grepile cum ar fi la noi descălecătoarea, Negru Vodă sau cum l-o fi chemat cel care a întemeiat voivodatul Munteniei, pe urmă Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, adică să punctezi niște lucruri care să fie ca o poveste care să placă, care să te ilumineze ca un basmă. Vorbesc de copii acum.
Deci au pornit, după părerea mea, pe un teren alunecos, fiindcă bineînțeles că și alea sunt importante, marile curente ale istoriei, dar alea vin pe urmă să le expui când copilul, timp de ani și ani de zile, deja și-a făcut un schelet de istorie, el știe ce s-a întâmplat la data cutare. E foarte important. Dacă vii de la început cu niște teorii, și marxiștii asta au făcut, adică i-au împuiat capul copiilor cu fel de fel de teorii, de sclavagism, de feudalism, de religie, aproape că nu se mai vorbea sau era considerată ca ceva ca să prostească poporul, sau fel de fel de lucruri. Deci s-a pornit de niște teorii filozofice și politice, care au schimbat cu totul interesul istoriei pentru un copil. Și care practic le-a luat apetitul. Ceea ce lipsea probabil era exact ceea ce spuneți, era povestea. Povestea care să îl atragă pe copil în studiul sau în orice caz în cunoașterea istoriei. Aș reveni puțin la un aspect care mă interesează în mod deosebit în această emisiune, care este ușor de surprins și când vorbiți și când sunteți citit, deopotrivă în cărțile adresate adulților și în cărțile adresate copiilor, care nu sunt puține. Este vorba despre acest har al dumneavoastră de povestitor și insist de povestitor în sensul pe care deja l-ați amintit indirect, și anume acela de a vorbi cu cuvinte firești, într-un mod firesc, având în față, în mod real sau chiar virtual, un interlocutor căruia îi se vorbește. Acest lucru mi se pare extraordinar de important. Stilul dumneavoastră este stilul unui povestitor. Sunteți de acord cu această, mă rog, formulare sau etichetare? Da, cred că ați spus chiar punctul asupra unei probleme esențiale și eu cred că istoria, oricât de erudită ar fi, oricât ai munci ca să scrii o istorie, nu poate să pătrundă la celălalt decât dacă este povestită în mod viu, ca o poveste, ca o dramă. În fond, toată istoria este o dramă. Bine, s-ar putea să fac și greșeli și eu în interpretările pe care le fac, asta se va restabili pe viitor, dar totuși felul de a face mai vie istoria și de a reinteresa pe tineri la istorie, cred că este important. Toată istoria universală este o dramă neîntreruptă. Continuă. Și trebuie să o povestești ca și când ar fi o tragedie și să spui. Și deci acest simț al dramei cred că este foarte important pentru povestitor, chiar când spui lucruri destul de plicticoase din trecut ce s-a întâmplat, dar trebuie să știi să spui asta a fost o dramă și să o povestești ca o dramă. Eu cred că e foarte important acest lucru. V-ați dat seama de mult de acest har pe care îl aveți, e totuși un talent, nu? Cred că nu este dat oricui sau respectiv oricărui istoric să poată vorbi așa, să se poată exprima așa, fie oral, fie scris. Dumneavoastră sunteți ambivalent, în primul rând aveți o oralitate perfectă, dar și o scritură de cea mai bună calitate aceasta de povestitor. V-ați dat seama de mult de acest talent sau în trecut scriați totuși altfel, aveți alt registru stilistic, să spunem, sau din totdeauna au existat aceste particularități? O să vă mire răspunsul meu, am fost foarte timid la vorbit până târziu de tot. Un fel de plaga. Când trebuia să iau cuvântul în public, mai întâi, după cum știți, am avut o viață stricată prin faptul că am fost un exilat și prin urmare am trebuit să fac meserii care nu erau cele pe care le doream, lucrări de-astea de istorie pe care am vrut de când eram tânăr să le fac, când n-am putut să le încep decât relativ târziu, din cauza războiului la care am participat, am fost pe front, pe urmă, intrarea în diplomație, plecarea la Stockholm, chestia cu comunismul, cum trebuie, exilul, începutul exilului, toate chestiile astea au întârziat foarte mult începutul meu de a mă realiza în domeniul care era cel pe care îl iubeam. Al istoriei, fiindcă din fericire m-am gândit de când eram student că era bine să fac și studii mai practice decât istoria, îmi dădeam seama că cu istoria nu poți să trăiești, adică e greu,
Deci am făcut și dreptul și am împins dreptul până la doctorat. Deja, prin urmare, eu am avut deja și toată viața mea, cei 50 de ani de muncă pe care am făcut, numai cu doctoratul în drept am putut să găsesc de lucru. Da. Așa că istoria e paradoxal de sus, istoria a rămas întotdeauna munca mea de seară, de duminică și de vacanță. Și numai după ce am încetat să lucrez la vârsta de 68 de ani, am putut să mă dedic 100% istoriei, știți? Deci e foarte paradoxal. Deci n-am avut decât foarte târziu impresia că pot vorbi bine. Mai întâi vă spun, am fost foarte emotiv. Ceea ce m-a salvat într-un sens este că a trebuit la un moment dat să fac radio. Când am fost angajat de Radio Europa Liberă, eram deja un om de cât de 40 și ceva de ani, peste 40 de ani, când m-am aflat prima dată într-un studio mic închis și cu un microfon în fața mea și știam că sunt ascultat de milioane de oameni, nu vă pot spune ce trac am avut. Deci, primele mele începuturi au fost extrem de timide și trebuia să scriu totul, eventual chiar să învăț pe din afară ceea ce spun, ca să dea impresia că este vorbită direct. Și când am ajuns să vorbesc în public, câteva conferințe la Sorbona sau în împrejurări în emigrația română, primele mele începuturi au fost de genul ăsta, că scriam totul. Îl învățam aproape pe din afară, dar îmi dădusem seama că nu poți ai un impact decât dacă vorbești și că te uiți în ochii auditorului. Iar nu cum văd mânca acum mulți oameni de știință care ne fac conferințe cu nasul băgat în hârtie și îți citesc un articol. Asta nu trece. Nu trece. Nu pătrunde. Nu pătrunde decât o vorbă directă când te uiți în ochii auditorului și îi vorbești ca și când ești într-un dialog cu el. Deci este o chestiune de tehnică pe care instinctiv am descoperit-o. Evocând impulsul inițial lansat de Irina Nicolau la începutul anilor 90 de a le povesti celor tineri istoria națională pentru a o dezbăra de clișeele ideologiei comuniste, în introducerea la scurta istoria a românilor povestită celor tineri, Neagu Giuvara explică astfel strategia discursului său, citez. Am lăsat să curgă povestirea, fără a o întrerupe cu note explicative și aparat critic, ca să fie pe înțelesul tuturor, al iubitorilor de istorie și al celor cărora le-a rămas oarecum indiferentă cunoașterea trecutului nostru. Să nu se creadă însă că e vorba de o carte de vulgarizare, cuvânt cu ispeiorativ, care ar lăsa impresia că narațiunea ar fi nu numai simplă, ci și simplistă sau copilăroasă. Cititorul își va da repede seama că sub aspectul unei povestiri ușoare, accesibile, am îndrăznit să aduc în discuție problemele cele mai delicate, cele mai controversate din istoria noastră. Domnule Giuvara, dacă nu mă înșel, dumneavoastră aveți o teză de doctorat la Sorbona în domeniul filozofiei istoriei. Da. Și care era exact tema acestei lucrări de doctorat? Știți că sub eticheta de filozofia istoriei, de fapt, sunt două probleme foarte diferite. Filozofia istoriei s-a făcut în sensul de a încerca să înțelegi cum s-a născut lumea și către ce merge. Adică, ca să spunem, filozofia speculativă a istoriei, care este cea mai veche existentă în lume, că a existat și la chinezi și la indieni și la greci și la încercarea așa de a înțelege cursul lumii și către ce mergem și așa mai departe.
Și bineînțeles că pentru noi, europenii de astăzi, a fost cea creștină, adică să spunem de la Sfântul Augustin încoace mai cu seamă explicația lumii prin facerea lumii de către Dumnezeu, prin sosirea Fiului lui Dumnezeu care, mă rog, deci filozofia speculativă poate să fie și foarte teologică pe undeva. Dar acum vreo 150 de ani în Germania s-a născut alt fel de a gândi despre istorie. Și anume, se poate scrie istoria? Și cum se poate scrie istoria? Și deci, în fond, nu se mai vorbește de adevăratul conținut al istoriei, ci de disciplina istorică în sine, în ce măsură poate fi credibilă. Și să nu mă pare de că necrezut, dar s-au scris foarte multe cărți de atunci, de 150 de ani, și cel care mi-a fost profesor la Sorbona, Raymond Aron, care este un foarte bun sociolog și filozof, el mi se pare că a găsit această terminologie să spună că prima filozofie istorică, cea tradițională, e filozofie speculativă, iar cea care discută despre disciplina istorică, cum este ea posibilă și de ce nu se poate scrie o istorie definitivă și așa mai departe, aia este filozofie critică a istoriei. Bun, acum v-am spus toate acestea ca să spun că teza mea de doctorat, teza mea a fost o teză de filozofie speculativă a istoriei, adică încercare de a explica istoria universală. Asta pe linia unor cel puțin doi mari gânditori de acest fel, care este neamțul Ostwald Spengler și britanicul Arnold Toynbee. Fiecare cu o teorie, dar sunt destul de aproape de amândoi într-un sens. Cred că avem de-a face cu niște cicluri, adică de când există istorie de 6.000 de ani, avem de-a face cu niște cicluri care se repetă. Bineînțeles că nu se repetă miezul istoriei, dar se repetă șablonul fiecăruia. Trebuie să începe într-un fel, se ajunge la o înflorire într-un fel și se ajunge la o decadență în același fel. Prin urmare, asta a fost teoria mea, cartea pe care am scris-o atunci. Și e bine pentru tineretul, dacă ca să ascultă emisiunea noastră, să știe câți ani mi-a trebuit mie ca să fac această teză. Câți? 19 ani. Dar bineînțeles, nu lucrând tot timpul, fiindcă din păcate trebuia să-mi câștig viața. Prin urmare, cartea asta o lucram seara, sâmbăta și duminica, în vacanță. Și culmea este că scrisul chiar al ei l-am făcut în Africa. Deci departe de toate sursele. Și pe niște călduri înfiorătoare. Dar acolo aveam totuși mai multă libertate de gândire și chiar de timp. Și aveam și vacanțe lungi, de 2 luni și jumătate pe an, din cauza căldurii de acolo, mi se dădea 2 luni și jumătate pe an, pe care le petreceam 2 luni înfundat în biblioteci. Da, totuși mi-a trebuit 19 ani ca să scriu această lucrare, care acum, fine de când m-am întors în țară, a fost tradusă pe românești și a apărut la Humanitas cu titlul de Civilizații și tipare istorice. Volumul Între Orient și Occident, Țările Române la începutul epocii moderne, una din primele cărți publicate de Nagu Juvara după întoarcerea în România, ilustrează în cel mai bun sens dubla excelență a autorului ca povestitor și ca studios, căruia aproximările de orice fel îi sunt străine. Pe cât este de convivială relatarea sa, chiar ironică sau autoironică uneori, pe atât este conținutul de substanțial și lămurit întotdeauna până la nuanțe. Să citim așadar la pagina 32 a volumului amintit. Din 1711 până în 1821, 31 de domni fanarioți, făcând parte din 11 familii, se vor urca de 75 de ori pe tronul celor două țări românești. Vor aduce cu ei moravurile din Fanar, în care se întâlneau câteva tradiții bizantine și multe apucături turcești. La București și la Iași, la curte și în rândul boierimii, treptat, portul și obiceiurile se orientalizează. Pentru călătorul apusean, la sfârșitul veacului al XVIII-lea,
Moldovlahia înseamnă intrarea în Turcia sau, dacă vine dinspre răsărit, înseamnă că nu a ieșit încă din Turcia. Pasajul acesta are un pandant la finalul aceluiași volum între Orient și Occident, unde tonalitatea se adaptează cu finețe momentului istoric evocat. Scrie așadar Neagu Giuvara: Nicolae Bălcescu a murit singur, în țară străină, necunoscut sau uitat, lăsându-și opera neterminată. Trupul i-a fost aruncat în groapa comună. Însă puțin vizionari din istoria lumii vor fi avut norocul lui postum. Într-o singură generație, toate visurile lui cele mai scumpe, cele mai nebunești, se vor realiza. 1859, la doar 6 ani după moartea lui Bălcescu, unirea principatelor. 1860, sub Cuza, abolirea privilegiilor și a titlurilor boierești, împroprietărirea țăranilor, secularizarea verilor mănăstirești. 1866, o dinastie străină pe tron. 1877, independența. 1881, regatul. 1918, România Mare. În istorie nu există miracole, spune Neagu Giuvara, ci, din când în când, întâmplări minunate. Există în viața popoarelor clipe privilegiate când, într-o singură generație, destinul adună mai multe schimbări decât în câteva veacuri de toropeală. Așa s-a întâmplat la noi cu bărbații pe care putem numi generația de la 1848, doar o mână de oameni care însă luptau cu o credință nețărmurită în destinele țării lor. Continuăm convorbirea cu Neagu Giuvara. Să nu mai vorbim, domnule Neagu Giuvara, despre felul tipic, de altfel, generației care aparțineți, de exilați, deci de oameni care au trăit departe de mediul românesc și care au reușit să-și conserve limba română în așa un mod exemplar. Când stăm să ne gândim că pleacă conaționalii noștri acum prin Spania, prin Italia, oriunde în Franța și după 6 luni amestecă cuvintele, nu știu, este o altă forma mentis în privința acestei raportări, nu la spațiul străin și la spațiul natal. Nu știu. Cum să explicăm că după atâția zeci de ani de absență din țară, știu că ați avut contacte probabil cu români, dar ați trăit în mediul francez în mod special și ați păstrat limba română așa cum auzim că ați păstrat. Da, da, să vă spun ceva. Aici cred că atingeți o problemă destul de laterală, ca să spun așa, și anume diferența între emigrația de azi și plecarea în străinătate acum 100 de ani sau așa. Adică părinții mei, bunicii mei, străbunicii mei, că eu eram, ca să zic, a patra generație care făcea studii în franțuzește. Numai de partea tatei și de partea mamei, poate și mai mult. Deci suntem de cultură franceză de mai multe generații, dar ce se întâmpla? Te duceai în străinătate, făceai studii ca să te întorci în țară, să faci ceva pentru țară și băgați de seama, eu cred că dacă s-ar apuca cineva să facă acum o culegere a discursurilor parlamentare din Parlamentul Român, vorbesc de pe vremea, hai să spunem, de la 1866, de când a început domnia lui Carol și regatul, și sau poate chiar de pe vremea lui Cuza, să facem o culegere. Să știți că majoritatea marilor noștri oratori din Parlament, toți făcuseră studii în Franța și au vorbit o românească superbă. De ce? Fiindcă acolo învățau să vorbească bine franceza, dar cum să spun, își dădeau seama că trebuie să facă același lucru, dar cu limba lor. Așa. Au vorbit-o foarte frumoasă românească, toți ăștia care erau școliți în Franța. Asta este paradoxul. Asta este și cazul meu. Deci după atâtea generații am făcut această dicotomie. Nu exista amestecul. Eram perfect bilingu. Vorbeam franțuzește, studiam franceza, dar sufletul meu rămăsese aici, poezia
esențialmente românească. Eu n-aș putea să scriu poezie franceză dacă ar fi să scriu poezie, fiindcă poezie este ceva care vine de la limba ta maternă și de la parfumul pământului pe care l-ai respirat când ești copil. Asta e un lucru de altfel. Poezie este netraductibilă. Și chiar când am fost în Africa de multe ori, timp de ani de zile, fără să vorbesc românește, simplu fapt că aveam de pildă Biblia tradusă de Gala Galaxian, era pentru mine o bază de limbă românească relativ veche și n-am pierdut-o, am practicat-o. Domnule Neagu Giuvara, după cum spuneam și mai înainte, interlocutorii dumneavoastră pentru ceea ce spuneți, pentru conferințele pe care le-ați ținut, cursurile, dar și pentru cărțile dumneavoastră care deja sunt numeroase, sunt deopotrivă adulții și copiii. În ambele cazuri vă folosiți harul de povestitor. Desigur însă că în cazul cărților pentru copii, dedicate copiilor, vă metamorfozați, vă adaptați discursul. Considerați copilul un interlocutor viabil? Pentru că în perisajul nostru cultural copiii sunt total neglijați de către oamenii de cultură, de către artiști. Să știți un lucru, că nu eu am avut inițiativa de a face o carte de istorie pentru copii. E foarte amuzantă povestea că în primul an când am venit, după ce vorbisem o dată de două ori, s-am făcut vreo emisiune televizată, m-a descoperit Irina Nicolau, care era la Muzeul Țăranului, o femeie absolut admirabilă, a murit din păcate acum câțiva ani, era brațul drept, ca să spune așa, a lui Bernea, care a montat Muzeul Țăranului, și ea a venit la mine și m-a rugat și domnul Giuvara, să știți un lucru, cărțile de istorie care se refac acum pentru copii au suprimat domnia, ca să zic așa, lui Ceaușescu, dar cartea tot așa de sarbădă, este tot așa plină de teorie cu iz marxist, una alta, ar trebui să povestiți dumneavoastră copiilor altfel istoria. Zic, da, dragă, dar cum o să fac asta? E foarte cum? Nu, înregistrăm pe niște casete și bine, dar stați puțin, dar nu, eu nu am chiar în cap așa, tată, nu, mi-a adus o carte de istorie, pentru ca cel puțin toate datele să le am dinainte, și timp de câteva săptămâni am dictat și s-au scos 12 casete de istoria povestită. Da, a fost o a doua fază cu televiziunea. A trebuit să refac complet, că nu era exact același lucru la televiziune cu ce era în casete. Așa că cele 12 emisiuni de televiziune, alea m-au lansat, ca să spun așa, și pe alea le-a văzut Liceanu, zice, domnul Zuman, ar trebui să facem din asta o carte. A spus, stai, domnule, dar o carte mie îmi trebuie 10 ani numai ca să fac notele de subsol, adică ca să justific. Zic, nu, facem o poveste ca și fără niciun fel de note de subsol. Asta era o oarecare îndrăzneală, fiindcă, bineînțeles, că ești mult mai vulnerabil dacă nu justifici toate opțiunile tale. Dar la insistența lui Liceanu am zis, cartea asta care se numește Scurtă istoria românilor povestită celor tineri, am scris-o pe genunchi la spital, în tren, în metrou, timp de un an de zile în Franța, pe când murea Betu, fratele meu. Credeți, prin urmare, că copiii, generația foarte tânără, mă refer la copii, adolescenți, preadolescenți, merită într-adevăr, după această experiență, deci pe care ați trăit-o, merită să li se adreseze mesaje bine țintite? Cum spuneam, la noi nu se scriu cărți pentru copii. Literatură pentru copii se scrie extrem de puțin, aproape deloc. În general, oamenii de cultură, fie că sunt artiști sau altceva, nu li se adresează copiilor. Îi consideră o cantitate neglijabilă. Ce concluzie ați tras după această experiență cu cărțile pentru copii? Destinate copiilor, nu pentru copii. Sunt chemat de pildă de foarte des în școli primare, nu mă pot duce întotdeauna, sau în licee, la clase relativ mici, și am impresia că contactul meu cu acești copii este foarte bun. Înseamnă că știu să le vorbesc. Și deci trebuie să continuăm pe linia asta și în scris, și dacă se poate de viu grai, pentru ca să strânim un interes pentru trecutul țării noastre, fiindcă am impresia că, să știți ceva, nu poți să clădești viitorul, vorbesc și pentru politicienii noștri, dacă nu cunoști exact cine suntem și cum am devenit ce suntem. Deci, eu cred că istoria are o valoare imediată, o valoare de viitor.
copiii care nu știu de unde au ieșit, cine au fost rămoșii lor, cum s-a născut această națiune românească, ei trăiesc așa într-o lume artificială. Cu condiția însă ca aceste lucruri să nu fie îmbrăcate sau să nu aibă la origine un mecanism ideologic, așa cum aveau în timpul comunismului, ci să aibă la bază scrupulul adevărului de care vorbeați. Da, dar să știți că eu merg mai departe, nu numai cum a fost deformată istoria pe vremea comunismului, dar v-am spus deja înainte, și înainte vremei, adică înainte de război, a existat, era poate necesar în veacul al XIX-lea, fiindcă vieții românii noștri nu prea știau cine sunt un alta, și atunci o idee naționalistă a fost un moment istoric necesar. Dar am mers prea departe în sensul ăsta și am scris o istorie foarte punctată, așa naționalistă și deci nițel falsificată și neacceptată de vecinii noștri și de istoricii occidentali și trebuie acum să reintegrăm istoria noastră. Mai să știți un lucru, asta iarăși a fost o vină de care îi acuz pe toți predecesorii mei, e că nu au știut să integreze istoria română în istoria Europei centrale și de sud-est și în istoria Europei întregi și în istoria universală. La noi, deci acum ai să înțelegi cum s-a născut principatele române, dacă te uiți la bunicul tău, iertați-mi expresia, dar știți, și cum spun francezii, e o formulă nombrilistă. Ne uităm numai la noi, este inexplicabilă nașterea voivodatului țării românești, dacă nu o integrezi în ce s-a întâmplat în tot acest sector, dacă nu cunoști istoria regatului ungar, dacă nu aduci chiar pe Gengis Khan și pe tătar până la noi, dacă nu admiți ideea că am fost la un moment dat sub primul țarat bulgar, care el ne-a adus forma constantinopolitană a religiei, de unde noi în fond o căpătasem în stil occidental la început, dovadă că toate cuvintele de bază ale religiei sunt latinești, cruce, Dumnezeu, biserică și așa mai departe, comunicare, toate astea. Ceea ce înseamnă că noi la început am avut-o în formă occidentală și forma orientală ne-a fost adusă de bulgari. Și asta noi, așa, dintr-o ambiție stupidă, nu vrem să recunoaștem că timp de vreo 150 de ani am fost sub primul țarat bulgăresc și de acolo ne-a venit alfabetul cirilic, de acolo ne-a venit limba slavonă, nu numai în biserică, dar și în cancelarea domnească timp de sute de ani. Pe asta sunt chestiuni care trebuie să pui ștampila, să o spui tineretului, să înțeleagă că noi am avut o impresie străină foarte puternică asupra noastră, mai întâi slavonă, pormă grecească, pormă franțuzească, toate astea sunt adevăruri istorice. Noi ne-am născut în toate aceste influențe europene din jurul nostru și de chiar departe. Trebuie spus, marea noastră putere a fost tocmai puterea noastră de asimilare și de asimilarea tuturor străinilor care au venit la noi. Gândiți-vă la tot puhoiul de neamuri străine care au venit peste acel nucleu de daci romanizați, peste nucleul ăsta au venit hunii, avarii, pecenegii, cumanii, uzii, formidabil, chiar tătari în mare parte din ăștia au rămas o parte la noi. Noi trebuie să recunoaștem tot ce avem în etnogeneza noastră, nu să pretindem, la întâi s-a spus că suntem romani, pe urmă s-a spus acum a fost o manie că suntem daci. Nu e adevărat, suntem o amestecătură formidabilă și foarte mult sânge slav, asta sunt convins de lucrul ăsta. N-am avea atâta toponime slave, gândiți-vă, regiuni întregi unde ai una lângă alta râuri cu nume slave, Ialomița, Dâmbovița, Milcovu și toate astea sunt slave. Asta nu-ți rămâne un nume de râu dacă nu a fost el populat de populație slave. Noi suntem o amestecătură foarte mare și trebuie să o recunoaștem, să o cunoaștem și să o iubim. Cu acest frumos îndemn la luciditate intelectuală și istorică, se încheie înregistrarea din 2007 cu Neagu Giuvara și cred că tonusul ei ne face și astăzi bine. În florilegiul de fragmente memorabile apărut de curând la Humanitas,
Citim aceste gânduri care întregesc conturul discuției pe care ați ascultat-o. Din motive istorice, românul a ajuns să nu mai considere importante cinstea, punctualitatea, valoarea cuvântului dat. Poate doar generațiile următoare de români să reușească a regăsi echilibrul. Eu aș dori, mai spune Neagu Giuvara, ca viitorii guvernanți români să creeze un jurământ al învățătorilor, așa cum se cere un jurământ pentru medici, ar trebui un jurământ al învățătorilor. Dacă vor fi câteva generații care de când au 7 ani până la maturitate vor învăța că furtul e un mare păcat, România se va schimba. Am încheiat citatul, aici emisiunea dedicată lui Neagu Giuvara se încheie. Marina Dumitrescu vă dorește tuturor numai bine!